Primăria Comunei Zâmbrăni vă invită duminică la cel mai tare eveniment cultural al toamnei, Festivalul Internațional al Fanfarelor Mândră Floare de pe Botna, care se va desfășura în data de 6 noiembrie 2022, începând cu ora 11:00. Mai multe detalii ne oferă primarul de Zâmbrăni, Daniel Țonu, unul dintre cei mai longevivi primari din Republica Moldova, deținătorul Ordinului Gloria Muncii și organizatorul, directorul festivalului acestui eveniment de amploare, pe care îl salut cu mare drag. Stimate domn, vă zic bună seara și bine ați revenit la Tezaur TV. Bună seara! Inițial, permiteți-mi să vă adresez felicitări pentru că, iată, au rămas zile numărate până la data de 6 noiembrie, până când se va organiza Festivalul Fanfarelor Mândră Floare de pe Botna. Însă aș vrea puțin să răsfoim prin amintiri și să-mi spuneți când a prins pentru prima dată contur ideea organizării Festivalului Mândră Floare de pe Botna. Pentru început aș vrea să concretizez că chemăm la acest festival nu numai Primăria Comunei Zâmbrăni, dar și Primăria satului Costești, Primăria orașului Eloveni, Consiliul Raional Eloveni, Secția Culturii Eloveni, televiziunea Tezaur TV, la care azi eu sunt ca oaspete. De asemenea, avem la acest festival parteneri ca Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Ilfov, Primăria Bragadiru, Asociația Internațională a Polițiștilor din România, Asociația Internațională a Polițiștilor din Moldova, iar acest eveniment la care sunt nominalizat ca conducător de festival este la a 15-a ediție. Extraordinar! Deci și festivalul este unul longeviv. Da. Vreau să menționez că în Zâmbrăni, printre primii a fost horele în sat, de la Independență încoace. Printre primile a fost hramul deci organizat și sărbătorit. În centrul Moldovei, în special în raionul Eloveni, nu erau sărbătorit ca acum la nord hramurile. Iată, în Zâmbrăni a fost printre primii sărbătorit hramurile la Zâmbrăni, atât și la Găureni, și de asemenea în Zâmbrăni a fost pentru prima dată organizat festival. Festivalul acesta are denumirea de Mândră Floare de pe Botna, dat fiind faptul că a fost un concurs de a-i da denumirea, cum să fie denumit acest festival. Și concursul l-a câștigat directoarea Casei de Cultură, Valentina Bolovicov, care acum este plecată la Domnul, și iată el în timp, suntem la 15-a ediție, la care suntem bucuroși. Acest festival a avut mai multe generice. Așa. La acest festival au fost și au dat concursul, au evaluat tinerii interpreți din raionul Eloveni și nu numai, colectivele de tipul model, ansamblurile folclorice din raion și nu numai. Am avut onoarea ca în cadrul acestui festival să găzduim cele mai bune orchestre de muzică populară din Republica Moldova, ca Orchestra Folclor, Mugurel, Fluieraș. Au concertat cei mai buni interpreți de muzică populară din Republica Moldova, ca Mihai Ciobanu, ca Nicolae Glib și nu numai, mulți, mulți interpreți și-au dat concursul în cadrul acestui festival și nu numai în cadrul festivalului. Deci este un festival anual, dar nu neapărat dedicat fanfarelor. Acest festival este a fanfarelor, este la a treia ediție. Așa. De ce suntem acum la a treia ediție și anume am găzduit și Festivalul Fanfarelor? Pe vremuri, cele mai frumoase nunți, cele mai bune petreceri erau organizate cu fanfare. Cele mai bune fanfare din Republica Moldova erau în raionul Eloveni, în satul Costești, satul Milești Mici, satul Hurești, satul Zâmbrăni. Spre regret, astăzi
doar câteva fanfare le mai puteam numi în Raionul Ialoveni. Dar ne mândrim că în Raionul Ialoveni aveam una din cei mai bune fanfare din Republică, fanfara Consiliului Raional, condusă de domnul Vârlan, la care ocupă la toate concursurile raionale și republicane locuri de frunte, și nu numai la concursurile raionale și republicane, dar și din afara țării. Astăzi ne aflăm în mijloc de toamnă, când vinul deja este așezat. Așa. Și când moldovenii își joacă nunțele. Da, acum se întrec cu diferite difuzoare, cu diferite amplificatoare, însă cea mai frumoasă, cea mai mândră, cea mai tandră muzică este muzica de fanfară, la care nu cred că este vreun moldovan care să nu-i placă muzica de fanfară. Suntem bucuroși că acest festival la noi a fost deodată numai în cadrul primăriei. Așa. Apoi a fost în cadrul raional. În ultimele ediții a fost cu suportul Ministerului Culturii, deci a fost un festival național. Astăzi acest festival este un festival internațional, dat fiind faptul că participă atât colectivele, cele mai bune colectivele din Republica Moldova, cât și colective extraordinare din România. Cine vine din România? Din România ne vine colectivul din județul Botoșani, Comuna Tudora, deci din județul Iași, din Comuna Cozmești. Suntem în așteptarea fanfarei militare de la Brăila, județul Brăila. Suntem bucuroși anul acesta că și-au dat concursul să ne ajute și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, la care ne trimite la acest festival cea mai bună fanfară a Ministerului Afacerilor Interne, fanfara Inspectoratul General a Carabinierilor, Oleg Cazacu, care ne va fi prezent atât în toate cele trei localități care se va desfășura acest festival. Și asta vreau să vorbim. Ce include programul festivalului și de unde pornește festivalul? Deci este un festival inedit, că pentru prima dată în Republica Moldova, și eu cred că nu numai Republica Moldova, el se va petrece în trei localități ale Raionului Ialoveni. Deschiderea va avea loc în orașul Ialoveni la ora 11. Așa. În Piața Unirii sunt așteptați toți doritorii de muzică. Acolo va da concurs fanfara, cea mai tânără fanfară care este la acest festival, fanfara Centrului de Educație de Excelență din Chișinău, conducătorul Ion Cojocaru, la care va deschide acest festival. Din la Piața Unirii Așa. Până la oprire sau până la cerc, cum vorbim noi ialovenenii, pe strada principală a orașului Ialoveni vor defila toate fanfarele prezente la sărbătoare. Fanfara din Florești, Consiliul Raional, fanfara de la Consiliul Raional Anenii Noi, fanfara de la Consiliul Raional Ștefan Vodă, fanfara Comunii Colercan-Dubăsari. De asemenea, aceste două fanfare care noi le așteptăm și, de asemenea, fanfara Ministerul Afacerilor Interne care noi vorbim. La ora 12:30 suntem așteptați în centrul satului Costești, unde deja este anunțată, vreau să spun că primarul Vasile Bortă și directoarea Casei de Cultură Parascovia Marandici s-au implicat plenar în organizarea acestui festival și au organizat lumea, se știe deja despre acest festival. Dacă inițial era ca să concerteze la mai multe platouri, s-a început
o leacă de vâlvă, dar de ce nu aici nu concertează, de ce nu aici? Deci doritori de a concerta în mai multe locale erau mai mult, de aceea s-a hotărât organizatorii, au hotărât ca să concerteze în centru, într-o singură locație, locație la Casa de Cultură. Apoi, în jurul orei 14, tot cortejul, tot caravana aceasta de fanfare, cu însoțite de, înainte de muzicanți aleși, de motociclete retro, de dansatori iscusiți. Deci ne vom deplasa spre Comuna Zâmbreni, acolo unde va avea loc deci închiderea acestui festival, la care toate aceste colective de fanfare invitate vor evalua câte 2-3 cântece. Așa, deci e un program mai amplu la Zâmbreni. Deci dacă în aceste localități, Ialoveni și Costești, vor evalua fanfarele cu programul întreg, și programul total va dura o oră, o oră jumătate. Deci la Zâmbreni, deci vor evalua mai puțin, dar toate colectivele unde va avea loc premierea colectivelor, mențiune din partea conducerii raionului, din partea organizatorilor, și deci le vom mulțumi cu drag la toți care au participat la acest festival. Câți oameni sunt așteptați la festival? Pe cine așteptăm la festival? Deci sunt așteptați în jur de 185 de participanți. Deci toți acești participanți trebuie de serviți ca să le purtăm cinstea ca la moldoveni. Deci sărmăluțe, plăcințele, un pahar de vin. Ceaunele sunt deja pregătite în centrul satului Zâmbreni, unde vor fi de serviți toți participanții cu ceaun ales ca la Zâmbreni, că nu-i nicăurea, cu mici ca la Zâmbreni, că nu este nicăurea, și de asemenea toți oaspeții vor fi de serviți. Așa, dar spectatorii, deci s-au dat cumva deja zvonul prin alte localități să vină să admire festivalul fanfarelor? Deci iată, prin cadrul emisiunii dumneavoastră, prin cadrul rețelei de socializare, așa, la care atât secția de cultură Ialoveni, cât și Casa de Cultură Costești, care deja promovează acest eveniment, deci este promovat de rețelele de socializare și de Casa de Cultură din satul Zâmbreni, și numai ce înainte de a veni la voi în emisiune eram în mers spre dumneavoastră Moldova 1, deci m-a telefonat și m-a întrebat despre acest festival, la care de asemenea cu scopul de a promova și acest festival avem informația și interesul de mai multe televiziuni care să vie să mediatizeze acest eveniment, dat fiind faptul că motoul acestui festival este că în Ialoveni, Costești, Zâmbreni, Raionul Ialoveni, Republica Moldova, România, să cânte muzica de fanfară, nu vuietul de rachete și alte ce au avut loc sau au loc la vecinii noștri. Un motou frumos și, spre regret, e și actual. E în realitatea pe care o trăim până la urmă și ne dorim ca oamenii, ca cei prezenți, ca cei care vor avea posibilitatea atât să fie prezenți la festival, cât și să vă urmărească atât prin intermediul postului nostru de televiziune, cât și pe rețelele de socializare, să scape de griji măcar în această zi și să savureze din plin muzica de fanfară, care de fapt este scopul festivalului. Scopul festivalului este că să mai alinăm puțin sufletul oamenilor. Moldovanul este un om care toate le poate ierta. Moldovanul nu degeaba spune că la un colț de masă plânge și la celălalt cântă. Muzica de fanfară, eu cred că le va alina sufletele nu numai la zâmbreneni, nu numai la costeșteni, nu numai la ialovenieni, dar la toată lumea bună. Vreau să spun că am fost susținuți și de conducerea raionului și de guvernul Republicii Moldova. În ultimul timp în care
chiar eram blamați că am făcut și noi așa un deviz că, că orice măsură culturală are și niște cheltuieli. Da, asta vreau să vă întreb, că la început ați menționat pe cei care vă sunt parteneri, cei care vă susțin, da? Vreau să vă întreb și de aspectul financiar. Aveți și susținere financiară? Vreau să vă spun că am pornit acest festival cu niciun ban în buzunar. Nici, fiindcă atât primăria Zâmbreni, cât și primăria Costești și primăria Loveni suntem plini de datorii la moment. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ridicăm mâinile în sus. Și iată că noi am făcut acest deviz, ca de ca unii sponsori să ne ajute, am făcut și noi un deviz, am fost început ablamați că iată, ei vor să cheltui banii, care credeau că noi avem. Dar noi nu avem nici un ban. Mai mult ca atât, chiar de unii s-au uitat unii cu invidie nu albă, dar am avut și avem și de cei cu invidie rea la măsurile, pentru că în loc să se bucure de noi că vrem să facem așa măsură. Iată, am vrut să spun că în momentele grele am fost ajutați de secretarul general al guvernului, domnul Dumitru Udrea, doamna consiliera lui, doamna Mihaela Gherasim, la care în momentele grele pentru deci care sunt acum în Moldova, deci iată, ne-a asigurat prezența fanfarei de la Ministerul Afacerilor Interne și alte probleme la care dat fiind faptul că trebuie să se deplaseze și colegii noștri de la, sau mai bine zis, oaspeții noștri din România, știm, este o colaborare și o înțelegere în linii generale. Vreau să aduc pe această cale mulțumire la toți cei care s-au implicat, în special Inspectoratul de Poliție Ialoveni, la care am avut de la bun început o înțelegere și eu cred că acest eveniment se va petrece în liniște, pace și voie bună și toată lumea va fi împăcată. Să chiar și acei care poate se uit cu ochii răi la noi, la urmă toți vor veseli, vor să bie un pahar de vin și dacă nu de sănătatea la cei care au organizat, măcar de sănătatea prietenilor lor și apropiaților lor. Iată încă un scop a acestui festival, să îi împrietenească, să îi unească pe toți. Da, asta este scopul nostru, dat fiind faptul că noi toți avem, nu cred că este cineva care vrea să fie, să nu fie bine, să nu fie liniște în țară, să nu ne înconjoare numai și numai bucuria. Haideți pe final de interviu, dacă tot a zis și prin intermediul emisiunii noastre și prin intermediul altor surse de informare, să mai facem un îndemn pentru toți cei care ne urmăresc ca în data de 6 noiembrie să fie prezenți la Festivalul Internațional al Fanfarelor Mândră Floare de pe Botna. Stimați iubitorii ai muzicii de fanfară, stimați ialoveneni, stimați cetățeni din Republica Moldova, acest festival va avea loc atât în Ialoveni, orașul Ialoveni, începând cu ora 11, cât și în satul Costești, începând cu ora 12:30, cât și în satul Zâmbreni, începând cu ora 14, când vor începe să cânte fanfarele. Iar festivalul în satul Zâmbreni, cu prezența dumneavoastră, cu emisiunea în direct, se va începe, așa am înțeles, că de la ora 12, la care veți propaga. Chemăm pe toată lumea bună să fie alături de noi. Așa, asta vreau și eu să zic la încheierea interviului nostru, dar vreau inițial să vă mulțumesc pentru prezență, să vă doresc mult succes în continuare și să vă zic până la noi revederi, că ne revedem în data de 6. Da, numai alături am uitat să spun, dar... Dar vă rog să menționați. Alături de noi este producătoarea, scenografa acestui festival, doamna Gutiera Prodan. Este director artistic al acestui festival, directorul general a Tezaur TV, doamna Natalița Medone Rodideal, la care noi suntem recunoscători în aceasta, fiindcă suntem îndrumați și sfătuiți cum să facem ca festivalul să fie mai bine organizat.
Așa, și vom fi și noi, dragă echipă, cei care vom mediatiza în regim live, dragilor, în timp real, evenimentul, festivalul internațional al fanfarelor Mândră Floare de pe Bodna. Vom fi cei care vom difuza tot ce se petrece frumos în localitatea Zâmbreni. Iată de ce vă întâmn în data de 6 noiembrie să fiți în fața micilor ecrane, conectați pe Tezaur TV, iar pentru cei care se află departe de casă, peste hotarele țării, să știți că venim în atenția dumneavoastră cu două oportunități. Vă punem la dispoziție pagina noastră web tezaur.tv. Acolo, dragilor, ne puteți urmări live din orice colțișor al lumii, din orice țărișoară al lumii ați fi, dar și pagina noastră oficială de Facebook Tezaur Media TV. Acolo, la fel, ne conectăm de fiecare dată live cu dumneavoastră și sper să ne fiți aproape în număr cât mai mare. Domnule primar, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară frumoasă și până la noi revedere! Și eu vă mulțumesc!